Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Dialoguri, dedicată astăzi Zilei Naționale a Radioului, instituită astfel prin legea 255 din 2019. Avem bucuria și plăcerea de a o avea ca invitat în emisiunea de astăzi pe doamna Mirela Moldovan, om de radio, redactor și realizator de emisiuni radio în perioada 1990-2000 și manager al postului Radio Târgu Mureș în perioada 2000-2016. Bună ziua și bine ați venit, doamna Mirela Moldovan! Ne bucurăm să vă avem alături, fapt pentru care vă mulțumim. Mulțumesc și eu de invitație, sunt onorată și emoționată. Vă invit așadar să cunoaștem omul din spatele unei cariere de peste 26 de ani în radio. Invitata noastră spune despre sine că vârsta este doar un număr, contează doar cei 20 de ani pe care îi simte în suflet. Trăiește la țară, unde a redescoperit natura, bucuria rodului și munca fizică, despre care se spune, după cum bine știm, că munca înnobilează omul. Tinde să devină, după cum îi place să afirme chiar ei, o țărancă autentică. Bucuria și împlinirea sufletului gravitează în jurul familiei, iar universul ei este nepoțica Sofia, pentru care, astăzi, doamna Mirela Moldovan este bunica Bubu. Cum ați redescoperit natura, doamna Moldovan, pasiunea pentru viața la țară? Cred că m-a descoperit pe mine natura. Este în fiecare dintre noi, există acolo în adâncuri o legătură extraordinară cu tot ceea ce ne înconjoară, fie că băgăm de seamă acest lucru, fie că nu. Dar este, cred că, un noroc pentru cei care își dau seama ce bine se pot simți atunci când, mă rog, văd o floare frumoasă, văd o pasăre, ascultă zgomotele naturii și se identifică cu ea. Așa că a fost foarte simplu. Ne-am mutat la țară și am început o nouă viață, ceea ce este extraordinar. Da, pentru că oferă liniște sufletului, în primul rând. Liniște și muncă. Mult mai multă decât dacă ai trăi în oraș. Munca ne ține în formă. Da, ce alte pasiuni aveți? Îmi place foarte mult muzica. Mi-aș fi dorit să știu să cânt, să am voce sau să știu să cânt la un instrument. Nu am astfel de talente, din păcate. Îmi place să gătesc. Se și vede, dar unii spun că dau gust mâncării, ceea ce este foarte bine. Îmi place să dansez foarte mult, acum într-un ritm mai piano așa, dar oricum cu grupul meu de fete, de prietene, de peste 50 de ani, eram, pot să spun acum, sufletul petrecerilor, când aveam vreo 20-30 de ani. Acum ne-am mai cuminții, ne-am mai așezat pe la casele noastre și încercăm să gustăm din fiecare clipa vieții, pentru că multe au rămas mai puține decât au trecut. Așa că trebuie să avem grijă de fiecare clipă care ne așteaptă și care ne pătrunde. Așa este. Și să nu uităm că dumneavoastră în suflet aveți 20 de ani, da? Absolut, nu uit asta niciodată. Doar când mă doare puțin spatele sau piciorul, în rest, nicio problemă. Aveți și defecte? Absolut. Am foarte multe defecte care se acutizează cu vârsta. Deci, atenție, tineret care ne ascultă sau ne privește acum, calitățile se estompează și defectele se acutizează cu trecerea anilor, din păcate. Și nu este niciodată invers. Da, sunt foarte posesivă, mai ales cu prietenii, cu prietenele. Pot să fiu geloasă când o prietenă de-a mea acordă mai multă atenție altei prietene, ceea ce este groaznic. Dar asta este. Sunt și foarte încăpățânată. Mai multe poate să vă spună despre acest lucru soțul meu. Și nu știu, multe. Acum nu vreau nici să par foarte defectă. Mă limitez la astea. Sunteți absolventă a Facultății de Tehnologie și Chimie a Textilelor din Iași. Da. Când și cum a apărut pasiunea pentru radio? Acum, dacă stau să mă gândesc, cred că a început în copilărie, când ascultam
sub masă, acolo îmi plăcea mie, nu știu de ce, am fost o bizară așa prin copilărie, ascultam teatru la microfon și mă fascinau toate acele voci, toate acele zgomote care îmi creau emoție. Am concretizat această pornire spre radio atunci, în zilele Revoluției, când m-am umplut de atâta, de atâtea emoții și de atâtea sentimente, încât mi-a venit foarte des și foarte acut senzația de a scrie, de a mă exprima. Și întâmplarea a făcut că am văzut un anunț în ziar, prin, nu mai știu, ianuarie-februarie 1990, unde se anunța, deci prin acest anunț se spunea că va fi concurs de redactor la Radio Târgu Mureș. O să spun că nici nu știam unde avea sediu Radio Târgu Mureș pe vremea aceea. Și am mers, am dat concursul, a fost destul de aspru. Și am luat, am fost 5 din vreo, nu știu cât să zic, câți eram, vreo 100, cred că poate mai mulți. 5 colegi am intrat atunci în radio și de atunci a fost dragoste la prima vedere. Adică n-am mai putut să las această meserie nouă pentru mine, dar chiar dacă par eu mai, să zic, superficială, cred eu că în tot ce am făcut am fost destul de aplecat așa înspre amănunt și înspre seriozitate și am început să învăț foarte multe despre această meserie, așa că m-am implicat în absolut orice curs s-a organizat în țara asta sau în afară, mă rog, în afară nu în orice, că nu permiteam, dar unde am avut ocazia și unde s-a putut, am făcut absolut orice curs de pregătire pentru această meserie. Pentru că n-am vrut să fiu deloc superficială, n-am vrut să fiu amatoare, am vrut să fiu o profesionistă. Nu știu dacă am ajuns să fiu chiar o profesionistă, așa cum înțeleg eu acest cuvânt, dar m-am străduit cel puțin și sunt cu conștiința împăcată că am făcut tot ce s-a putut să... Până și mi-am corectat foarte mult limba română, atât în scris cât și în vorbit, pentru că nu poți să-ți bagi joc de limba ta maternă, mai ales când te adresezi publicului sau în scris, video sau audio. Trebuie să-i respecti. Așa este. Dacă ne referim la istoria acestui post teritorial al Radio România, Radio Târgu Mureș, la momentul de debut, mai exact în 2 martie 1958, ora 17, acesta era al 5-lea studio teritorial al radiodifuziunii, după cele din Cluj, din martie 54, Craiova, din iunie 54, Timișoara din mai 55 și Iași din noiembrie 41. Anul acesta, în martie, s-au împlinit 62 de ani de când a început să emită. Cum apreciați poziționarea acestui post multicultural important pe piața media din Transilvania în peisajul concurențial al posturilor de radio publice sau comerciale? Din câte cunosc eu, în zonă emit peste 60 de posturi radio publice sau comerciale, în acest context al creșterii semnificative a mediilor de informare alternative? Eu cred că în toți acești ani, Radio Târgu Mureș, ca celelalte posturi teritoriale de radio ale Societății Române de Radiodifuziune, a încercat și cred că a și reușit să devină un reper al comunității. A căpătat credibilitate sau și-a întărit-o, mai ales că aici, în Transilvania, piața media, piața audio este deosebit de fervescentă și de ocupată. Și atunci a trebuit să dea mult din coate Radio Târgu Mureș ca să nu rămână undeva acolo prăfuit și uitat de vremuri și de lume. Așa că eu cred că s-a poziționat corect, a fost și este în topul preferințelor ascultătorilor din această zonă și cred că prin seriozitate și prin echipa care și acum este la Radio Târgu Mureș, reușește să fie acolo încât oamenii să spună: noi am auzit la Radio Târgu Mureș chestia asta, cred că este adevărată. Compliment mai mare cred că nu poate fi adus unui post de radio, să ne limităm la asta.
Au existat și momente dificile pe care le-au traversat studiourile teritoriale de-a lungul timpului. Mă gândesc la unul dintre ele, momentul 1985, când studioul teritorial Târgu Mureș a fost închis alături de celelalte din țară, iar Fonoteca de Aur a fost salvată în mare parte de angajații studioului. Care au fost marile provocări cu care s-a confruntat Radio Târgu Mureș de-a lungul timpului, din câte cunoașteți dumneavoastră? Da, într-adevăr, istoria studiilor teritoriale, regionale, a fost foarte zbuciumată. Perioada aceea de 5-6 ani de tăcere totală a fost înfiorător de grea pentru cei care lucrau atunci în radio. Noi, cei care am venit după 1989, am retrăit prin ce ne-au povestit colegii noștri de până atunci, care lucraseră până atunci în radio, din ceea ce ne spuseseră, am retrăit clipele lor în momentul în care li s-a spus gata, de mâine nu mai emiteți. Cred că pentru orice ziar, pentru orice televiziune, orice radio, dacă îi se interzice comunicarea firească, mai pedeapsă mai mare nu poate să existe, pentru că cei care lucrează în radio, zic eu, simt nevoia să se exprime, simt nevoia să spună, să atragă atenția oamenilor. N-am prea fost eu de acord cu ideea că radioul sau televiziunea educă, în sensul clasic al cuvântului a educa. Poate doar să cizeleze, să ajute, să te îndrume, mai ales să te informeze și pe locul tău să-ți producă bună dispoziție prin diversele programe, evident. Alte provocări, așa pe scurt, au fost așa, bătrânețea care ar fi putut să ne lase sau să ne trimită într-o zonă de obscuritate, bătrânețea programelor, a concepțiilor, a principiilor, dar trebuie să înveți să te scuturi așa. Altă provocare a fost digitalizarea care a avut loc destul de brusc la noi și destul de repede. Deci, din 1990 până prin 1995-96, cam așa, din câte mi-aduc aminte, noi am trecut de la transcrierea buletinelor de știri și a jurnalelor de la Radio România Actualități, pe care le copiam pe bandă, le transcriam și noi citeam aceste buletine de știri și la un post regional, de la faptul că ajunsă și eu de la redacția Tineret, unde am fost angajată inițial, la redacția de știri, unde am și rămas până în 2000, fost iubirea mea, acolo am făcut o ladă de lemn cu 7 orificii în care puneam jumătăți de coala 4 pe care scriam cu pixul cu majuscule știrile ca să poată să le citească, să le înțeleagă și să le poată citi următorul coleg care venea la microfon. De la casete și de la benzi pe care le tăiam ca să le fonotecăm, adică să scoatem bâlbe și alte lucruri care nu trebuiau să rămână, care deranjau la momentul când erau puse în eter, cu foarfeca tăiam aceste benzi și le lipeam apoi cu scoci și așa se derulau ele în emisie. Deci de la aceste lucruri am ajuns să avem softuri pe care să lucrăm, am ajuns să... A fost extraordinar. Și o altă mare, mare provocare a fost internetul, în momentul în care acesta a explodat și a trebuit să facem față. Deci concurența
oricărui organism de presă este extraordinar de mare și trebuie să facă față multitudinii de exprimări jurnalistice. Așa că să te culci pe ureche în ziua de astăzi, dacă ești jurnalist, ziarist, este o greșeală foarte mare, pentru că ți-o iau alții înainte și trec pe lângă tine fluierând. V-aș ruga să ne vorbiți puțin despre evoluția pe care a avut-o studioul teritorial Radio Târgu Mureș în perioada 2000-2016, o consecință a efortului colectiv susținut de altfel de întreaga echipă. Poate că am răspuns puțin și înainte la aceste transformări, dar ce vreau eu să spun ca să rămână în amintirea celor care ne urmăresc acum, a fost faptul că am încercat în primul și în primul rând să schimbăm mentalități. Ceea ce vreau să spun că este foarte greu. Dacă ai suficienți bani sau știi să te organizezi, să te administrezi bine, reușești să cumperi un calculator sau un reportofon de calitate sau un microfon foarte bun, dar este foarte, foarte, foarte greu să formezi un ziarist, un jurnalist, să-l iei de la zero aproape în această meserie, sau dacă a făcut facultatea de jurnalist, să-l iei, dar nepregătit foarte mult în practica jurnalisticii, da? Și să-l aduci să fie într-adevăr o voce. Și la radio cu atât mai mult cu cât noi nu avem puterea imaginii. Și a trebuit să creăm emoție și să reușim să transmitem informația doar prin voce. Ceea ce este, zic eu, un pic mai greu decât la televiziune. Radio Târgu Mureș s-a evidențiat de-a lungul timpului prin profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă membrii echipei. Dovadă stau numeroasele premii pe care le-au obținut de-a lungul timpului pentru multiculturalitate și cel mai bun post de radio, pentru implicare necondiționată în activități culturale, pentru proiectele deosebite pe care le-a realizat în beneficiul comunității locale și regionale. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără oameni de calitate, căci așa cum se spune și știm cu toții, omul sfințește locul. V-aș ruga să ne vorbiți puțin despre acestea. Da, sunt foarte mândră că în perioada în care am lucrat la Radio Târgu Mureș am avut fericirea să am oameni extraordinari în jurul meu. Mi-a plăcut să mă înconjor foarte mult de tineri. Am dat credit foarte mare tinerilor, chiar dacă ei nu știau cu ce se mănâncă radioul. Dar dacă am văzut că am plămadă bună... Că manifestă bunăvoință și că... Da. Se străduiesc să învețe, pentru că până la urmă și asta este important. Absolut, că sunt curioși, că doresc să fie corecți când transmit anumite lucruri. În toată această perioadă, și pe lângă oamenii pe care le-am avut și pe care am reușit să-i încheg într-o echipă, ceea ce iarăși este destul de complicat, am reușit împreună cu ei așadar să facem lucruri foarte bune pentru oamenii din această zonă. I-am avut și pe ei alături de foarte multe ori, că altfel nu aveam imboldul necesar să ne dăm de-a dura și să facem tot felul de minuni. Pot să spun așa, într-o trecere în revistă foarte rapidă, am făcut de fiecare dată transmisii de la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României. Am fost împreună cu alți colegi de-ai mei timp de 10 ani, la fiecare 1 decembrie la Alba Iulia, și am transmis de acolo de dimineața de la 6 până seara la 10, așa era programul atunci. Am transmis tot ce se întâmpla în Alba Iulia și vedeam cu fiecare an cum unele lucruri evoluează, altele stagnează și altele regresează. Așa e normal, așa este în viață. Până la urmă trebuie să existe un echilibru. Nu poți să fii doar făt frumos. Din când în când se mai întâmplă să mai capă și niște pete urâte așa. Dar mi-a plăcut foarte mult această transmisie timp de 10 ani de la Alba Iulia. Am făcut împreună cu
colegii mei, o parte evident dintre ei, transmisii de la câte 2-3 luni de la Radio Vacanța din Mamaia. Ne-am alăturat celorlalți colegi de-ai noștri. Am făcut Omul Anului câțiva ani la rând cu un spectacol cu public în care am premiat, mă rog, onorific, cu diplome, personalități care s-au remarcat în cursul anului anterior în diverse domenii. Au fost colegi de-ai mei la inundații, chiar din mijlocul apelor au transmis. Am organizat colectări de haine, de cărți, de alimente, de mirce pentru sinistrați. Am făcut ani, nu știu, cred că mai mult de 15 ani, radiovacanța de la complexul de agrement Mureșul, de la weekend. În fiecare vară am făcut programe acolo. Cred că am încercat să răspundem așteptărilor publicului nostru, dorințelor lui. Am încercat să-i oferim și lucruri inedite. Sper că am reușit. Prin faptul că am fost întotdeauna în topul audiențelor, eu zic că am ales destul de bine. Evident că au fost și lucruri pe care n-am reușit să le ducem până la capăt, dar colegii mei care au rămas în radio se străduiesc să o facă și cred că o fac și ei cu mult entuziasm și cu drag. Da, într-adevăr, proiecte foarte frumoase și deloc ușoare, care au implicat și au necesitat foarte mult efort, multă pasiune și multă dăruire pentru munca pe care ați desfășurat-o, atât dumneavoastră cât și întreaga echipă Radio Târgu Mureș. Da. Vreau să ne vorbiți puțin despre munca din spatele unei emisiuni radio. Care sunt lucrurile care te provoacă, care necesită o atenție deosebită? Cred că foarte mult contează într-o reușită, indiferent de domeniu, modul în care știi să te organizezi, ai cu cine, ai niște principii, știi care este țelul tău, care este obiectivul tău și muncești. Pentru o emisiune se lucrează destul de mult. Acum depinde de fiecare cât vrem să dăm din noi și din ceea ce știm. Trebuie o documentare extraordinar de serioasă pe anumite domenii. Acum vorbesc de emisiunile acestea tip magazin sau tip sau emisiunile specializate. Deci trebuie să ai foarte multe abilități în a găsi informațiile corecte, a ști să le transmiți corect și a le transmite în așa fel încât să nu fii tu profesorul și cei care te ascultă elevii. Asta e un sentiment pe care îl dai ascultătorilor foarte neplăcut. Și de multe ori chiar inconștient oamenii schimbă un post de radio sau de televiziune în momentul în care îl vezi pe cel de pe ecran sau îl auzi pe cel de la radio care are un ton din acesta foarte didactic și foarte infatuat și tu ești învățăcelul cel umil care stă și ascultă și bagă la cap. Nu, trebuie să fie o relație de parteneriat cu cei care sunt dincolo de ecran, dincolo de radio. Trebuie să reușești probabil să realizezi o conexiune cu cei care te ascultă. Exact, exact. Dar este foarte, foarte important pentru că ei te simt, îți simt orice inflexiune a vocii. Erau zile când după, au fost 5 ani de zile acum, sar de la una la alta pentru că am așa multe de spus încât vreau să le cuprind pe toate. Iar noi suntem foarte curioși și avem răbdarea necesară și timpul suficient ca să ne ascultăm. Sper să nu plictisesc, sper să fiu destul de coerentă. Au fost 5 ani de zile în care am lucrat de luni până luni. Fără pauză, făceam matinal. Și făceam matinal și sâmbătă și duminica. Deci 5 ani de zile așa a fost. Vreau să spun că nu m-am plictisit. Am ajuns dacă i-am plictisit pe ascultători. Dar eu nu m-am plictisit. Pentru că am încercat să le oferim
ceea ce ei, ceea ce ei aveau nevoie și chiar dacă inconștient ei nu se exprimă neapărat. Ascultătorii de radio sunt oarecum mai puțin vulcanici decât cei de televiziune. Asta e o observație pur personală. Nu foarte mulți pun mâna pe telefon să sune la o emisiune de radio. Și de obicei o fac aceeași, cât să zic, nu știu, după părerea mea cam 10% din cei care te ascultă, mereu aceiași care au curajul să sune. Nu sunt așa de expansivi și expresivi, dar am încercat să-i facem să aibă curajul opiniei, să aibă curajul de a spune, de a fi cetățeni, să fie oameni ai cetății, adică să spună o opinie, chiar dacă ea poate fi la un moment dat greșită, dar trebuie spusă, trebuie acea opinie să poată fi combătută cu argumente logice și de bun simț. Ceea ce se întâmplă acum în general în lume, încăierarea asta aproape fără pauză, nu știu cum de nu obosește planeta asta, Pământ, de atâta război, încrâncenare, da, și este destul de important. Dar o veni și liniștea, cine știe, dar să nu fie din aia totală, că mi-e place mai mult zgomot decât liniște. Să știți că mă gândeam să vă întreb, era o curiozitate personală, cum simte omul de radio publicul și cum reușește publicul ascultător și cum cuantifică reușita unei emisiuni la radio? De cuantificat nu e chiar așa de bine ca la televiziune, unde primiți sau primesc audiențele zilnic pentru ziua precedentă. La radio se fac două valuri de audiență pe an, două valuri foarte, foarte mari, și atunci vreau să spun că tremura cămașa pe noi când veneau aceste valuri de audiență, pentru că în urma acestor valuri de audiență era și evaluarea noastră, atât ca ziariști, cât și ca manageri, ca administratori de minți, de creiere. Deci prin aceste audiențe, da, e mi-aș cuantificat. Permite atunci să vă întreb, în situația aceasta, dacă spuneți că cele două valuri de audiență veneau de două ori pe an, înseamnă că, practic, dumneavoastră nu aveați posibilitatea ca din aproape în aproape să îmbunătățiți ceva, neștiind din aproape în aproape care este cuantificarea. Nu, și acum este la fel, cu două, adică nu cred să se fie înmulțit aceste valuri, pentru că sunt foarte costisitoare. Pentru realizarea acestor valuri se pun împreună toate radiourile din țara asta și așa reușesc să fac aceste valuri, pentru că este foarte, foarte greu de făcut și foarte costisitor, și atunci n-ai cum. Da, este mai complicat pentru oamenii de radio. Trebuie să ai simțul lipiciului la ascultător, ca să spun așa. Așa înseamnă că și intuiția contează foarte mult aici. Intuiția, da. De ceea ce intuiți, vă îmbunătățiți, zic eu, activitatea. Da, așa este. Mai este foarte atent CNA-ul la ce se întâmplă în radiouri. Noi am avut onoarea să fim desemnați cel mai bun post local de radio și cel mai corect de către Consiliul Național al Audiovizualului acum câțiva ani. Ceea ce înseamnă clar că ei ne monitorizau de aproape, dacă ei au considerat așa, înseamnă că așa am fost, asta sunt convinsă, ceea ce este foarte bine. Ce să mai spun... Când ne vedeam ascultătorii, când mai făceam tot felul de ziua porților deschise sau făceam vernisaje de pictură, am realizat niște expoziții extraordinare în holurile studioului teritorial de Radio Târgu Mureș și veneau evident ascultătorii noștri. Și până să ne cunoască, mă rog, asta mai pe la începuturi așa, ziceau, a, dumneavoastră sunteți cu Tărică, vă imaginam altfel, parcă sunte,
Deci când făceau legătura dintre vocea pe care o ascultau în fiecare zi și figura ta sau felul tău de a fi, unii erau foarte uimiți, alții erau satisfăcuți că au putut să asocieze foarte ușor vocea cu chipul. Da, sunt momente emoționante când te întâlnești cu cei pe care nu-i vezi, dar cărora îți permiți să le vorbești în fiecare zi de dimineață până a doua zi dimineața. Este o responsabilitate și o onoare, da, clar. Se mai poate vorbi astăzi despre libertatea autentică în radio? Libertate ai atâta cât îți permiți tu să ai. Sunt convinsă că acum foarte puțin sau nu știu cine, cei care nu au foarte multă minte și-ar putea permite să-ți îngrădească libertățile de exprimare. Și asta cred că ar fi sancționată în secunda 2 de către oricine și de către colegii de breaslă, de către absolut oricine. Deci eu zic că da. Ce zic eu că trebuie să funcționeze legat de acest subiect este autocenzura referitoare la limba maternă, la felul în care scrii corect gramatical, la faptul că trebuie să fii foarte, foarte corect, să ai coloana vertebrală, să nu înșeli, să nu-ți înșeli publicul, pentru că ei te simt imediat. Odată ce ai reușit, Doamne ajută, să câștigi respectul publicului tău, înseamnă că poți să te felicit, să te pasi pe umăr cu echiperul tău și să spui mai da, asta da. Pentru că poate lumea să te asculte, poate lumea să te privească, dar să spună, uite mă, auzi și la asta sau la asta. Ce prostii vorbește. Dar când încep oamenii să aibă încredere în ceea ce le transmiți, responsabilitatea ta se înmiește. Pentru că poți să devii un manipulator extraordinar de pervers și să-i nebunești pe oameni de cap, încercând să fii ori să faci pe grozavul, ori să ai interese de te miri de care. Deci poți să cazi în capcane de genul ăsta. Deci ca a fi ziarist, eu zic că trebuie să ai o tărie de caracter extraordinară și să ai coloană vertebrală. Să nu cedezi. Să nu cedezi. Nici când vrei să spui un lucru adevărat, nici când te documentezi, nici când încerci să afli adevăruri, du-te până la capăt. Fii perseverent, indiferent ce înseamnă sau care ar putea fi consecințele. Pentru că acele consecințe ajută mai apoi să se îndrepte lucrurile. Deci faci un bine până la urmă. Este. Cu siguranță ați trăit și momente intense, inedite, momente aparte de-a lungul carierei profesionale. Ne-ați putea povesti câte ceva despre acestea? Spre exemplu, cum au fost abordate situații neprevăzute în timpul unei emisiuni sau... V-aș întreba aici, spontaneitate sau experiență în acest caz? Da, cred că sunt necesare amândouă, sau cel puțin și spontaneitatea și experiența sunt bune la casa omului. Nu vin în minte decât lucruri banale acum și simple, dar că ne-au dat bătăi de cap fiecăruia dintre noi, cei care am făcut teren foarte mult și am bătut coclaurile cu reportofon pe la începuturi de 4-5 kg în spate, cu benzi de magnetofon pe care trebuia să-l ținem la orizontală, că altfel benzile de magnetofon nu se derulau corect. Deci așa am făcut teren. Dar mi s-a întâmplat ca apoi să avem reportofoane cu casete care ori le uitai în radio, ori uitai bateriile reportofonului în radio și te trezeai, te miri pe unde fără ele și era, vă dați seama, stânjenitor. Ce-am mai făcut? Bâlbele de la microfon care puteau să fie ilare sau din potrivă să nască surprize și neplăceri
auditive ascultătorului, s-a întâmplat în emisiunile în direct, mai ales la începuturi, când lumea nu prea era obișnuită să intervină la radio în direct și s-au auzit tot felul de lucruri care nu trebuiau spuse la radio, s-au întâmplat lucrurile acestea, cum le rezolvai? Am învățat, trebuia închis microfonul imediat sau cumpărai baterii de pe drum sau, nu știu, multe, multe lucruri de genul ăsta. Am avut și probleme când un coleg s-a îmbolnăvit subit sau a dormit la câte un matinal sau la câte o emisiune și nu-ți venea ce să faci, rezolvă problema rapid, nu știai ce... Au fost lucruri, cred că în fiecare zi, într-o redacție, care se respectă, se întâmplă lucruri inedite. Acum, modul în care le rezolvi depinde foarte mult și de creierul tău și de modul în care este organizată echipa, pentru că dacă fiecare știe ce are de făcut și care sunt lucrurile în situații de avarie, care sunt lucrurile care trebuie făcute atunci, se rezolvă până la urmă. Cu răni mai adânci sau mai superficiale, dar se rezolvă. Cu siguranță. V-aș întreba ce v-a oferit de-a lungul experienței profesionale munca alături de echipa Radio Târgu Mureș? În primul rând, cred eu ce este un lucru extraordinar. Eu nu m-am plictisit la serviciu niciodată. Dacă e să-i spun radioului meu serviciu, da? Așa se cheamă. Deci este o fericire pentru un om să lucreze aproape o viață întreagă undeva unde să nu te plictisești. Adică fiecare zi la noi era altfel. Ceea ce nu foarte multe munci îți rezervă. De aceea zic eu, cei care devin rutinați înseamnă că nu au zvâncul ăsta de a fi jurnalist, de a fi om de radio, pentru că într-un radio n-ai cum să te plictisești, nici o zi, nici o oră nu seamănă cu cealaltă, ceea ce este extraordinar. Ce mi-a mai adus mie? Faptul că am avut norocul să am oameni extraordinari în jurul meu, lângă mine, loiali radioului și idei de jurnalism corect, echipa care s-a format la Radio Târgu Mureș, zic eu că a fost printre cele mai bune echipe din țară, mă refer la studiurile teritoriale. Au lucrat și lucrează intens și corect și cu dragoste pentru meseria asta și pentru publicul pe care îl deservește. Mulți au venit în radio să fie colaborator sau să se înscrie pentru un post când erau postul la concurs sau... Nu mulți au rămas, pentru că foarte mulți dădeau pir cu fugiții după 2-3 zile, mai ales colaboratori, pentru că e o muncă cu care nu glumești. Este foarte greu, foarte solicitant, cere foarte multă corectitudine, foarte multe cunoștințe, foarte multă curiozitate și este, cum să zic, istovitor să fii curios. Este foarte comod să nu fii curios. Dar când ești curios, trebuie să pui osul și să muncești și să afli lucruri. Și atunci, nu este o muncă ușoară. Iată, chiar privind lucrurile din această perspectivă pe care tocmai ați evidențiat-o, că mulți se retrag după câteva zile, v-aș întreba din postura omului de radio cu experiența și expertiza pe care le dețineți în cunoașterea abilităților pe care ar trebui să le aibă un tânăr, care dorește să se orienteze spre o carieră în radio, ce sfaturi ați avea pentru aceștia? Cred că am spus multe din calitățile pe care eu le văd absolut necesare unui ziarist. Le-am spus până acum, dar să le sintetizăm. În primul rând, eu consider, sau mă rog, pe primele locuri, să ai o fire curioasă, să știi foarte bine limba maternă, indiferent că te exprimi în română, în maghiară, în engleză, în franceză, în orice limbă, trebuie să o știi impecabil, atât la vorbit cât și în scris. Trebuie să ai dorința de a te inventa, reinventa permanent pe tine, puterea de a face documentare
lucru iarăși destul de complicat și care îți mănâncă foarte mult timp în viteza asta colosală în care trăim. Trebuie să ai o putere de muncă foarte, foarte mare ca să reziști ritmului în care se lucrează și nu vreau să dau sfaturi, n-am fost bună la sfaturi niciodată, dar ce pot să spun în general jurnaliștilor, celor care doresc să asculte, fiți corecți. În această meserie trebuie să fii corect. Vă lipsește viața la Radio Târgu Mureș și cum atenuați acest sentiment atunci când vă încearcă? Bineînțeles că îmi lipsește viața de la radio și tot tumultul acela și toată zbaterea și toate lucrurile care se întâmplă în jurul tău și pe care le știi, le stăpânești sau încerci să le stăpânești. Potolesc dorul ascultând radioul. Ascult foarte mult radioul. Și bineînțeles că nu pot să mă abțin să nu comentez. Comentez, uite cum a zis, uite de ce a făcut așa, uite cum, pentru că deja e deformația asta, nu? Da. Îți dai seama și când se pierde cel de la microfon sau când a încurcat lucrurile pe acolo sau când nu spune corect, pentru că mi-e place să mă informez din foarte multe surse și atunci îmi dau seama când cineva de la televiziune sau de la radio minte sau nu știe sau încearcă să manipuleze. Îmi dau seama, știu, ăsta zice așa pentru că, ăsta zice așa pentru că și așa mai departe. Dar dincolo de asta, îmi place să ascult radioul pentru că radioul este, te însoțește în activitățile tale de peste zi, ceea ce este un mare avantaj. Nu trebuie să stai pironit undeva să privești. Îl ascultăm și în mașină. El te însoțește și tu între timp faci altceva. Ceea ce, cum să zic, este bine pentru noi acum când timpul parcă s-a comprimat și vrem să facem 1000 de lucruri în 2 ore. Da. Aveți un mesaj pentru oamenii de radio cu ocazia acestei zile, Ziua Națională a Radioului, pentru profesioniștii din radio? Pentru profesioniștii din radio, să nu uite niciodată pe cine servesc. Numai și numai publicul. Ascultător, cititor, privitor. Pe ei îi servesc și lor trebuie să le fie credincioși și loiali. Păi radioului public îi spun la mulți ani din toată inima să fie curat la suflet, drept la minte și tot așa pe placul ascultătorilor pe care și-a format și ascultători care la rândul lor au dat mai departe fiilor, copiilor, nepoților dragul de a asculta radio public. Să le dea acestora siguranța unei informații corecte. Și să încerce să nască în public încrederea, fără de care un radio nu poate trăi. Scumpă doamnă Mirela Moldovan, cum spuneam și la începutul emisiunii, a fost o reală plăcere și o bucurie pentru noi să vă avem alături. Am ajuns la finalul emisiunii și vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră, pentru timpul pe care ni l-ați dăruit astăzi cu ocazia acestui eveniment. Mulțumesc și eu încă o dată. Spuneam la început că sunt onorată. Cu adevărat sunt onorată că am purtat această discuție, mai ales pentru că vă iubesc pe toți oamenii Pământului. Mulțumim tare, tare mult. Mulțumim din suflet și vă dorim zile frumoase, multă sănătate, mai ales în acest context. Să aveți grijă de dumneavoastră și așteptăm cu drag să ne revedem și în emisiuni viitoare. Să avem grijă unii de alții. Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și vă dorim să aveți o zi frumoasă în continuare. La revedere!